Apar informații bombă despre tatăl tânărului care a omorât doi studenți după ce s-a urcat la volan drogat. O fostă judecătoare spune că Mihai Pascu dădea bani cu camătă și lua casele oamenilor care se împrumutau la el. Magistratul a mai declarat că bărbatul era prezent frecvent la ședințele instanței în perioada anilor 2000. Colega mea, Ana Ciuvică, este alături de mine cu toate informațiile. Ana, ce spune mai exact și ce legătură ar exista dacă le punem cap la cap cu familia tânărului care a ucis doi adolescenți pe litoral? Bună ziua, Lorena, bun găsit tuturor! Este vorba despre fosta judecătoare Mihaela Ciocea, care a declarat că începând cu anul 2000, pe când ea era judecătoare la judecătoria sectorului 3, avea tatăl lui Vlad Pascu 10 de procese pe rol. Acesta ar fi luat banii oamenilor, practic, i-ar fi împrumutat cu camătă, spune judecătoarea, și apoi când ei își restituiau împrumuturile, le-ar fi luat apartamentele. Repet, nu pentru că nu ar fi dat banii, ci pentru că nu ar fi eliberat chitanță eliberatorie tatălui Vlad Pascu, asta declară judecătoarea. Și informațiile acestea vin în contextul în care știm că părinții lui au fost martori într-un proces al fraților Cămătaru în urmă cu mai mulți ani de zile, tot legat de acest împrumut cu camătă.